Pentru că viața e complexă, el e aici să ne mai dezvăluie câteva aspecte. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Vlad Siliusarenko! Salut, salut! Salut! Eu sunt Vlad din Republica Moldova, fac stand-up. O să vă zic o mică istorie, eram în seara de Revelion, m-am apropiat de un bancomat să scot niște bani și acolo prindere de șine un moșneag. Zic să intervin ca să moară acolo. Zic, moșule, te ajut cu ceva? Și el, tăi, nepoate, măi sperie, tăi. Ia uite, nu ne-a venit pensia. M-am uitat în bancomat, zic, nu ți-a venit, moșule. Eu n-am mai stat să explic, trebuie să-mi tortuși card acolo. Se începe întrebări pe urmă cu pinul, că lui nu-i trebuie pin, că el are brad, în fine. Mi se pare foarte straniu și amuzant în același timp că ei nu țin minte patru cifre de la pin, dar în schimb capul e plin cu informații inutile, gen când s-a însurat, când și-a cumpărat cal, când a terminat armată. Știți moșnejii ăștia care, bă, eu în 68 am venit în armată, în 69 am construit casa, în 70 s-a născut măta. Țin minte că șamu era o zi ploioasă, eu eram la moară, am făcut doi saci de făină, aveam 114 pui. Cum dracu țin minte că în 70 aveai 114 pui? Eu nu țin minte ce am făcut ieri. Pe mine, dacă mă întrebi, când am terminat liceul, eu sunt... urgent trebuie sau nu? Durează. Nu ești destul de bătrân. Eu am noroc, m-am născut în 90, că e cu 0 la 1, știți, e ușor să adun, cumva, dacă era 83-87, gata, uite, nu. Da, eu sunt din 90, am 31 de ani, am doi copii. Haideți să vă spun cum s-a întâmplat. Doi copii ai tăi. Eram cu nevasta și primul copil, dornie fata, și eu eram, ne uitam unul la altul cu soții, eram obosiți, nedormiți. Ei se uită la mine și zic că eu nu știu ce să fac, e greu. Și eu zic, hai să mai facem unul. Hai să mai facem unul, să vedem cât de ușor a fost cu unul. Da. Ați auzit vorba că dacă te vaccinezi anti-covid, nu o să ai copii? Nu e adevărat. Nu. Eu vaccin două, am copii și am us acasă. Nu a dispărut nicăieri. Și nu mă deranjează copiii, că s-a niei în principiu, mă deranjează atitudinea oamenilor față de mine, că s-a schimbat. Înainte era, hei Vlad, mai rămânem, mai bem o bere, mai discutăm, unde te grăbești tu? Ce-ți faci tu acasă? Cine te așteaptă acasă? Am o să uitați așa la mine, hei Vlad, dar unde să te duci tu? Unde să rămâi? Uite la tine, tu ai doi copii. Și asta soția îmi spune, înțelegeți? Există un avantaj care l-am descoperit singurul deocamdată. E că băiatul ăsta mic are haine de la sora mai mare, el încă nu înțelege. Noi îl îmbrăcăm cum vrem, important e să ne oprim la vreme, să ne oprim la timp. Și ideea care e că nici eu, nici soția mea nu am avut copii înainte de asta și citim cărți de parenting. Știți cărțile astea scrise de oameni care n-au copii? Asta e, că acolo îi spun sfaturi, tehnici, top 5 tehnici cum să adormi un copil. Top. Eu vă spun un secret. Oamenii care au copii, ei nu scriu cărți, ei n-au când. Da? Asta e minciună, prima minciună. Experți. O născut două luni urmă și știi, gata, știi cum scrieți copii. Sau tu poate ai făcut un sondaj. Tu, o încercați cineva să apropie de doi părinți care au un copil și zic, spuneți vă rog, bună ziua. Cum trebuie corect să crești un copil? Ea zic, gura închide cu doarme, numai și l-am adormit. Dacă îl trezești, l-a dormit tu cu tehnica ta. Experți. Eu... De mâncare și schimbă, scutico, asta e tot și poți să-i faci. Nu știu, nu există o regulă. Experți. Nu-mi plac oamenii care mă învață cum să-mi cresc copiii de asta. Noi eram cu fetița mea la plimbare și eram la un spațiu de joacă acolo și am văzut așa o situație care m-a marcat. Da? Era o fetiță care își turna nisip în cap. Și tațul stătea pe telefon, așa, stătea să uita pe Facebook și like, așa. Și m-a afectat foarte tare, zic, băi, chiar așa am ajuns. Nu, dar chiar așa am ajuns, că noi, social media, cu TikTok-ul, cu Instagram-ul, ne-a furat viața, că nu vedem cum și fac copiii, nu comunicăm, nu vorbim cu dânșii. Zic, trebuie să scriu pe Facebook despre asta, scot telefonul. Și nici 20 de secunde și copilul meu își turna nisip în cap. Și aud baba, a?
Asta care e, știi cum mai gine asta care e. Mai, băițel, e ca tu stai în telefon și nu vezi cum copchilul tău își toarnă nisip în cap. M-a nervat. M-a uitat la dânsa, zic, auzi, nu-i copchilul meu ăsta. Experți. Îmi place să stau pe telefon. Da, vă spun sincer, eu îmi place pentru că eu recuperez. Acum tot apeși, se deschide repede, tot, like, share, tot, tot. Ca să înțelegeți de ce, eu eram, eu de pe vremea aceea când primeam poză cu goale prin MMS. Țineți minte? Cine nu știe, MMS asta e SMS cu poză. Tare scump lucru era atunci. Mai ieftin era să vină fata aceea să arăte o decât... Excelent. Da, și noi eram tineri atunci, eram adolescenți, eram, ne dezvoltam, în principiu eram tele, da? O trebuia un megabyte plus minus, așa. Eu încă rugam, zic, te rog frumos, trimite câte una, nu trimite, am două dată, n-am atâta memorie în telefon. Ok? Și într-un moment, îmi spune și e, hai, trimite și tu ceva, nu? Și l-am fotografiat și dau să-l trimit, de el are 15 kilobytes. Asta... Da, mă, dracu. Da. Soția mea, când a văzut prima dată penisul meu, se uită la mine, zice, Vlad, tu ai bani? Și am zis, am. Și a, destul de ok penisul, în principiu, nu e problemă. În regulă, în regulă. Și de când am copii, nu mai pot nici să citesc. Odată am luat o carte în mână și a venit copilul la mine și a zis că, ce faci, tată? Și eu zic, păi, uite, vreau să citesc. A, ok, eu vrem să plâng, m-am dar dacă tu vrei să citești, nu e nicio problemă, eu citesc. Și nu-mi plac oamenii care au citit două cărți și cred că știu cum se trăiește. Știți oamenii care au citit tată bogat, tată sărac și îi mărg așa prin casă? A. Vin la mine cu sfaturi, băi, stai o leac. Da, nu investi aiurea, mașină, asta e pasiv, înțelegi? Mașina e pasiv. Eu am înțeles. Mașina e pasiv, tramvaiul e activ. Asta eu am înțeles. Pentru asta nu trebuie să citești. Eu, apropo, aveam un prieten care el a citit foarte mult. Printre alte, el ești foarte deștept. Eu nu cred că asta are o legătură una cu alta. În fine. Și el zice că, Vlad, eu am citit foarte multe cărți. Și am înțeles un singur lucru. Zice, sunt cărți care scrise să fie cumpărate, dar sunt cărți care scrise să fie citite. Ai să citești tu și ai să înțelegi. Nu, n-a să citesc. Tu atât ai citit și numai asta ai înțeles. Dar îmi place vorba. Îmi place. Îmi place cum sună vorba asta. Așa sună smart, sună așa de parcă ai citit-o undeva. Și mi-a luat-o așa cu mine și când stăm într-o companie, ceva... Și mai bea oamenii, dar se începe acolo a certa, nu pot împărți ceva și eu îi las de-am pânii, acolo se începe a bate de-am și pe urmă intervin, stați o leacă, fraților. Sunt cărți care scris să fie citite, dar sunt cărți care scris să fie cumpărate. Și ies din grădiniță și mă duc mai scurt, nu stau eu să... Oamenii buni, faceți copii și o să vedeți cât e frumoasă viața. Vă mulțumesc frumos, eu am fost Vlad. A fost...